Mintea noastră este atât de primitivă încât, în unele sisteme, este considerată o boală contagioasă. O patrulă de poliție aliniază câteva persoane dintr-o dubă care încearcă să treacă granița dintre SUA și Mexic. Agentul D și agentul K se apropie de scenă într-un vehicul. Agentul K îl conduce pe unul dintre indivizi spre tufișuri, îi taie pieptul și îl dezvăluie pe Mikey, o ființă extraterestră. Apoi îi reamintește că a încălcat mai multe reguli în ciuda faptului că este un refugiat politic. În timp ce cei trei discută, Mikey observă că un ofițer de poliție îi urmărește și aleargă să-l atace. Agentul D nu reușește să-l ucidă pe Mikey la timp, în timp ce agentul K îl împușcă pentru a se transforma într-o substanță gelatinoasă. Toți polițiștii devin curioși și se adună în jurul agentului K. Apare o dubă militară, iar agentul K le ordonă să curețe tot jeleul. El scoate apoi un neuralizator și împușcă. O lumină roșie se aprinde, iar polițistul uită ce s-a întâmplat în zonă. Agentul D îi spune lui K că a terminat, pentru că spiritul său vrea să lucreze, dar corpul nu-i permite, în timp ce agentul dispune că va rata urmărirea. Agentul K aprinde neuralizatorul și elimină memoria agentului D. Scena se mută pe un pod, unde un infractor fuge, iar poliția îl urmărește. James, unul dintre ofițeri, îl urmărește pe criminal. După o cursă bună, îl prinde pe criminal și îl împinge într-un zid. O armă cade și ia foc pe jos. Simțind oportunitatea, infractorul scapă cu abilitate din capcana lui James și fuge peste drum. James rămâne uimit să constate că infractorul zboară deasupra și se cațără pe peretele clădirii. El aleargă rapid spre partea de sus a clădirii din interior. În timp ce criminalul deschide ușa clădirii, ajuns în vârf, James îl amenință cu arma. Criminalul spune că lumea umană se va sfârși și sare prin pervazul clădirii pentru a exploda în milioane de bucăți. Un OZN zboară pe cer și lovește o mașină în fața unei reședințe de la țară. În momentul în care aterizează, Edgar, proprietarul mașinii, se grăbește să iasă afară cu pistolul său. El descoperă că vehiculul său s-a scufundat într-o groapă mare când ajunge la fața locului. O creatură neobișnuită iese din groapă cu o înfățișare excepțională și intră în casă, unde cere zahăr împreună cu apă de la soția sa. Soția leșină la vederea soțului ei. În cele din urmă, aceasta iese și își scoate OZN-ul din groapă. Autoritatea poliției din New York îl interoghează pe James în legătură cu criminalul. James vorbește despre activitățile nefirește ale criminalului, dar nimeni nu-l crede. Cu toate acestea, Laurel, un medic legist, spune că ea crede în James și îl cheamă să se întâlnească cu el. Agentul K intră și îl întreabă pe James dacă criminalul a spus ceva. James îi împărtășește despre declarația despre sfârșitul lumii. Chiar el întreabă apoi pe James dacă recunoaște arma și îi spune să meargă cu el la plimbare în mașină. Agentul K îi spune lui James că ei acordă licențe, monitorizează și supraveghează extraterestrii de pe pământ. El îl conduce pe James la o casă de amanet. James intră și îl întreabă pe proprietar despre arme. K intră și el după un timp și îl roagă pe proprietar să-i arate importurile. Proprietarul îl identifică pe K și susține că nu se mai ocupă cu acea afacere. Agentul trage atunci în cap proprietarului. James este surprins când proprietarul se ridică în picioare cu un nou cap care îi crește. Agentul îl amenință în continuare, iar proprietarul le arată diferite tipuri de arme. James identifică arma pe care o deținea criminalul. Agentul K își pune ochelarii și aprinde neuralizatorul pentru a-i șterge lui James memoria celor întâmplate după ce pleacă. Mai târziu, cei doi mănâncă împreună la o masă, în timp ce James întreabă despre identitatea lui K. Agentul îi înmânează o carte de vizită pe care scrie Mib și spune să se întâlnească mâine. La Edgar vine un controlor într-un camion pentru a ucide dăunătorii. Cu toate acestea, Edgar îl ucide, rostogolește OZN-ul în camion și se îndreaptă spre oraș. James vine la locul indicat pe cartea de vizită și trece cardul pentru a intra în lift. Ușa din spate a liftului se deschide, unde un bărbat se prezintă ca fiind Zed. Alte persoane reprezintă și ele diverse departamente. Zed le spune că vor alege doar unul dintre participanții de acolo pe baza calificărilor. Deși Zed găsește probleme de autoritate la James, agentul K îl convinge că James a urmărit o ființă extraterestră pe jos. Zed îl avertizează pe K că ar fi bine să știe ce face și îi duce pe participanți la testul final, un examen oftalmologic.
În timp ce toți îl urmăresc, Kay îl oprește pe James și înmânează un dosar negru, explicându-i un proiect finanțat de guvern pentru a stabili o legătură cu ființele ieșite de pe pământ în anii 1950. În cealaltă cameră, Zed le cere tuturor să se uite la neuralizator în timp ce el aprinde lumina pentru a le șterge memoria, deoarece James este cel care a fost ales. Între timp, James nu înțelege ceea ce a împărtășit Kay și se pregătește să plece. Prin urmare, Kay intră într-o cameră și vorbește cu niște creaturi nepământene. În timp ce acestea îi toarnă cafea în pahar, James se uită la ei cu surprindere. Kay îi oferă lui James mai multe informații despre extraterestri și îi spune că pe măsură ce James devine agent, trebuie să întrerupă orice contact uman, iar oamenii nu vor ști că el există. Kay se îndepărtează apoi, dându-i lui James timp să se decidă. Până la răsăritul soarelui în ziua următoare, James vine la agentul Kay. Ei merg la un tranzit unde extraterestrii sunt verificați din punct de vedere al securității. Kay îi prezintă lui James câteva dintre gadgeturile interesante pe care aceștia le posedă, după ce îl duce pe James la observatorul, unde se duce supravegherea extraterestrilor înregistrați pe pământ. Kay îi explică faptul că extraterestrii arată ca niște oameni normali. Aceștia îi oferă un costum de bărbați negru pe care să-l poarte. O voce de computer îi explică faptul că el va apărea în fața oamenilor doar ca deja viu. Kay introduce apoi o nouă bază de date a lui James și numele agentului Jay. În altă parte, Rosenberg, un adult mai în vârstă, și închide magazinul de bijuterii și și-a pisica într-un sac. Edgar îl urmărește în camionul său. Zed îi informează pe Kay și Jay despre o aterizare neautorizată în mediul rural și le cere să deschidă urechile. Agentul Jay se plânge de un vehicul vechi pe care îl conduc și, în ciuda faptului că au cea mai mare tehnologie din lume, Kay îi cere lui Jay să-și pună centura de siguranță și să nu apese niciodată butonul roșu. Rosenberg se oprește la un restaurant și întâlnește un tip foarte înalt. Ei discută într-o limbă neidentificabilă. Tipul înalt îi spune majestatea și îl informează că nu este în siguranță, deoarece un gândac a aterizat pe planetă. Tipul înalt îl întreabă dacă este acel lucru, un obiect rotund de pe masă. Edgar vine deghizat în chelner și aduce mâncarea lui Rosenberg. În prezența tipului înalt, care vede gândaci în mâna lui, Rosenberg îl identifică pe Edgar ca fiind gândacul și spune că nu va găsi niciodată galaxia. Gândacul îi ucide apoi pe amândoi cu coada și pleacă luând obiectul rotund de pe masă. Agenții Kay și Jay merg la o nouă tarabă și găsesc o revistă despre furtul pielii unui bărbat, după cum spune soția. În curând se îndreaptă spre casa lui Edgar. Kay îi prezintă ca agenți FBI și intră înăuntru. Ea le spune că ceva părea să poarte carnea lui Edgar ca pe un costum. El flutură neuralizatorul după ce poartă ochelari. El testează apoi o mostră de noroi de la aterizarea UZN-ului. Se îngrijorează la rezultat și îl telefonează pe Zed pentru a-l informa despre aterizarea insectelor. Un polițist duce cadavrele de la hotel la morgă cu pisica în vârful ei. Agentul Kay și Jay vin la ea și identifică faptul că insecta i-a ucis. Jay îi atinge urechea lui Rosenberg pentru o privire neobișnuită. Fața se deschide ca o ușă, iar un extraterestru micuț este așezat înăuntru. Extraterestrul le spune că ar trebui să prevină războiul. Acesta dezvăluie că galaxia se află pe centura lui Orion și apoi moare. Agentul Kay îl identifică pe extraterestru ca fiind un membru al familiei regale Arcalian. Între timp, gândacul Edgar încearcă să spargă obiectul circular din interiorul dubei, dar se enervează când găsește diamante în el. Duo-ul de agenți se întoarce la departamentul lor, unde Zed le arată centura lui Orion pe cer și le spune că nu există nicio galaxie în centură. Zed demonstrează, de asemenea, activitatea neobișnuită a extraterestrilor și ei bănuiesc că aceștia știu ceva ce departamentul nu știe. Apoi văd o navă de luptă Arcalian care se îndreaptă spre pământ prin intermediul imaginilor din satelit. Zed comentează că ei au știut despre moartea prințului lor. De asemenea, el ordonă celor de la supraveghere să traducă vocea auzită. În cele din urmă, el cere agenților să verifice magazinul de bijuterii al lui Rosenberg. Edgar vine la magazinul acestuia și caută galaxia. Ochii îi se opresc când observă ceva la gâtul pisicii din fotografia târnată pe perete. Edgar iese afară și descoperă că camionul său este remorcat. În timp ce Jay și Kay vin la magazin și îl găsesc penetrat, aud o împușcătură în care Edgar trage în tipul de la remorcare și pleacă cu vehiculul. În timp ce Edgar fuge, ei găsesc nava în camion. Kay îl contactează pe Zed și îi cere o echipă de reținere. Zed îi informează că până acum au tradus mesajul care le spune despre livrarea galaxiei. Edgar se îndreaptă apoi spre un bărbat scund și îl întreabă unde îi țin pe cei morți. Bărbatul spune că poate fi la morga orașului. Edgar se îndreaptă spre ea. Kay își exprimă apoi părerea că vor avea nevoie de ajutorul unui profesionist care se pricepe la politica intergalactică.
În continuare, Kay se oprește la un atelier auto și vorbește cu un câine despre arcaleni și insecte. Câinele spune că Rosenberg nu era un arcalean, ci gardianul galaxiei și că a venit pe pământ pentru siguranță. El adaugă că dacă insectele ajung în galaxie, rasa lor va fi pusă pe cale de dispariție. Câinele dă de asemenea indicii că galaxia se află pe pământ. Jay vede câinele lătrând la o pisică și își amintește de pisica lui Rosenberg de la morgă. În același timp, Laurel se joacă cu pisica, având centura scrisă ca fiind Orion. Ea vede medalionul agățat de centură, iar ochii sunt sticloși cu o vedere galactică. În altă parte, Edgar intră în morgă cu pistolul său și sună la sonerie. Un bărbat vine la recepție, iar Edgar îi povestește că mortului este prieten și că pisica îi aparținea. Recepționerul observă gândacii care ies din mânecele lui și încearcă să pulverizeze insecticide pe ei în timp ce Edgar mărâie la el. Între timp, Jay și Kay ajung în fața morgii, Jay îl roagă pe Kay să aștepte afară, deoarece ei doar vor aduce pisica. În timp ce Jay sună la sonerie, Edgar o trage pe Laurel și întreabă de pisică. După ce nu primește niciun răspuns, Jay intră în cameră și vorbește cu Laurel despre asta. Ea răspunde că nu știe nimic despre pisică. Edgar este sub pat și o ține de picior. Laurel arată cu degetul în jos și îi spune lui Jay că trebuie să vadă asta. Cu toate acestea, Jay capătă un alt sens și arată o față timidă. Kay aprinde un chibrit ca să fumeze o țigară, dar un lichid cade din tavan. Când Kay se uită în sus, o găsește pe recepționeră legată cu o substanță lipicioasă de ea, după ce își scoate pistolul. În timp ce Laurel îi semnalează lui Jay că sub pat se află ceva. Pisica vine spre pat, Edgar o prinde și scoate galaxia din cureaua de la gât. O ia pe Laurel și sare de la o fereastră în stradă. Edgar deturnează apoi o mașină și o amenință pe Laurel să-l ducă la locul respectiv, arătându-l într-un ziar. Se duc la birou și spun lui Zed că gândacul are galaxia. Curând, aud un mesaj pe observator despre un atac din partea navii Arcalian. Zed vrea să spună că vor avea la dispoziție o săptămână galactică pentru a răspunde la el. Jay întreabă cât durează și se dezgustă să afle că va dura doar o oră. Mesajul vocal este interpretat în observație și clipește că predați galaxia sau pământul va fi distrus. În timp ce întregul departament începe să urmărească fiecare interstelar, Jay se uită la imaginea turnurilor de observație și îl întreabă dacă farfuriile de acolo mai funcționează. Laurel îl duce pe Edgar la turnurile de observație, care o trage spre farfurii. În timp ce Jay și Kay trec pe stradă pentru a ajunge în zonă, Kay cere lui Jay să apese butonul roșu. Mașina se transformă în curând într-un vehicul avansat și începe să meargă prin tavanul tunelului cu viteza unei rachete. Edgar o poartă în brațe și urcă în vârful turnului, dar Laurel ajunge în vârful unui copac. Pe măsură ce se apropie de vârf, el intră apoi în farfuria zburătoare. Jay și Kay ajung la locul unde se află turnurile în timp ce farfuriile încep să zboare în sus. Jay și Kay blochează OZN-ul și trag în el pentru a-l doborâ. În timp ce se deschide, Edgar iese și spune că a câștigat deja. Edgar rupe pielea corpului și în curând se transformă într-un gândac uriaș. Acesta apucă armele prin limbă și le înghite. Urmează haosul, Jay angajează insecta și nu o lasă să zboare pe altă planetă. Apoi se pune în fața gândacului și îl enervează să-l mănânce. Gândacul îl înghite cu totul. În timp ce gândacul se îndepărtează, Jay îl lovește cu totul ce îi iese în cale. Gândacul îl lovește pe Jay și îl aruncă departe, în timp ce se tărăște până la clădire. Jay găsește niște gândaci în mână. El lovește un coș de gunoi și găsește mulți gândaci care ies din el. Jay calcă pe unul dintre ei și îl omoară. Gândacul îl simte, în timp ce Jay începe să calce pe fiecare dintre ei. Gândacul se enervează și coboară din clădire, în timp ce Jay îl angajează cu cuvintele sale. Kay îi explodează stomacul și iese afară, făcându-l în două bucăți. Jay culege apoi galaxia de pe pământ, în timp ce Kay îl informează pe Zed să le spună arcalenilor că au galaxia. În timp ce vorbesc, gândacul vine și încearcă să-i mănânce. Cei doi sunt surprinși să o găsească pe lor, lovind gândacul și făcându-l bucăți. Kay scoate neuralizatorul, în timp ce Jay îl roagă să nu îl arate lui Laurel pentru că i-a ajutat. Kay spune că este pentru el. Jay exclamă, surprins, în timp ce Kay îi spune că nu antrenează un partener, ci un înlocuitor. El îi înmânează neuralizatorul lui Jay și ilustrează funcționarea acestuia. Kay îl roagă pe Jay să o facă, pentru că în urmă cu puțin timp a fost în gâtlejul unui gândac. Jay își pune ochelarii și arată descompunerea neuralizatorului. Când filmul se termină, Jay se uită pe revistele de știri și zâmbește când titlul afirmă despre testarea unei mașini antigravitaționale în tunel și despre un bărbat care se trezește dintr-o comă de 35 de ani și care arată fotografia lui Kay. Jay ia niște mâncare împreună cu revistele.
turistele și se îndreaptă spre mașină, unde îl așteaptă Laurel îmbrăcat în costumul negru. În cele din urmă, scena face zoom out de pe pământ la vederea galactică din interiorul unei bile, unde un extraterestru se joacă cu bilele și le adună într-o pungă. Aici acest film ajunge la sfârșit, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like și să te abonezi la canalul nostru și să distribui prietenilor. Iar eu merg spre următorul film. Pe curând!